Domnul Remus, te ascultăm. Bună dimineața! O zi a speranței, una peste alta, se mută planete în semnul peștilor, jupiterian. Și poate că ne-ar face bine, la starea de spirit, da, să conștientizăm, să ne aducem aminte de ce ni se spunea la orele de științe ale naturii. Că pe planeta Pământ, pe lângă oameni, trăiesc și animale, plante, pești, insecte și incredibil de multe microorganisme, virus și bacterii. Multe dintre ele se găsesc chiar în interiorul nostru sau chiar pe pielea noastră, astfel încât nu avem ce face. Din fericire, El, Creatorul, ne-a creat și niște bariere de apărare, sisteme de imunitate. Și tocmai de aceea nu ne putem aștepta sau nu ne putem speria că ni se întâmplă ceva în fiecare zi. Bineînțeles, ne luăm niște măsuri de apărare, dar să nu facem o tragedie din ceea ce s-ar putea întâmpla ipotetic. Iată ce anunțasele pentru cele 12 zodii. Berbec, ambiție, nestare, gânduri și planuri mari pentru momentul în care vă veți putea mișca în voie. Iar până atunci, se pare că veți ține legătura cu oamenii aflați în poziții din care vă pot fi de ajutor. Vă anunțați disponibilitatea pentru de a vă alătura unui proiect ambițios. Taur, dați de tot felul de oferte turistice, tentante, mai faceți poate niște calcule financiare, sunt niște bani de care nu prea ați vrea să vă atingeți. În perioada următoare pot apărea surprize plăcute pentru voi legate de un post într-o altă zonă geografică sau în altă țară. Este bine să fiți pe fază. Gemini. Un fel de examen pentru voi. Sunt puse la îndoială idei, atitudini și declarații ale voastre și ar trebui să aveți argumente consistente. Ați putea profita de lipsa de aglomerație și să vă rezolvați niște chestiuni care țin de renoirea unor acte, documente, birocrație. Rac. Reacționați rapid la agitația din jurul vostru sau la rugămințile ființei iubite. Găsiți destule lucruri de făcut, chiar și dacă nu ajungeți la serviciu în aceste zile, pentru liniștea voastră sau a celor dragi, sau pur și simplu ca să scăpați de gândurile neplăcute care vă dau târcoale. Leu, ochii multora sunt îndreptați spre voi și îi impuneți, prin exemplul vostru, prin vorbe și atitudine. Și poate că apare conjunctura în care să faceți cunoscute altora descoperiri personale de pe urma unor experiențe, ceva ieșit din mâna voastră. Primiți niște aprecieri, aplauze. Fecioară. Energie, farmec, bună dispoziție. Găsiți un context neobișnuit pentru expresii folosite mai rar și creați zâmbete, faceți atmosferă. Reîntâlnire după multe vreme cu oameni sau cu colegi sau poate că primiți acum niște mesaje, salutări, întrebări și vă puneți la curent cu situația din zona fiecăruia. Balanță. Chef de vorbă. De fapt, aveți ceva important de comunicat și cel mai bine vă înțeleg oamenii cu care vă știți de multă vreme, sau cei din familie, bineînțeles. Crește hotărârea voastră legată de schimbări în locuințe sau clarificați opțiunile. Este foarte posibil ca totul să dureze mai puțin decât vă așteptați. Scorpion. Comunicare, informare. Sunteți la curent cu situația locală, ba chiar și cu ce se întâmplă în zonele în care trăiesc prieteni sau rude. Rămâne deschisă varianta unui drum sau a revederii la sfârșit de săptămână. Vă veți hotărâ peste câteva zile. Săgetător. Gânduri și griji pentru o investiție pe care o aveți în vedere de câteva săptămâni. Posibil să vă parvină suma pe care o așteptați, fie că este vorba despre un credit, fie că vi se rambursează un împrumut, vindeți un articol scos de voi la vânzare pe vreun site. Capricorn, rămân bănuielile ale voastre pe care trebuie să le confirmați sau nu, înainte de a lua o decizie sau de a face o mișcare. Destul activitate pentru voi în aceste zile, cel puțin nu duceți lipsa de solicitări, rugăminți, posibilități de a obține niște câștiguri suplimentare. Vărsător, foarte posibil să vă intre în cont niște bani, un avans, o restanță eventual sau o sumă sub formă de compensație, subvenție, stimulent la care sunteți îndreptățiți și pentru care ați depus actele anterior. Este de scurtă durată nesiguranța voastră legată de viitorul imediat. Apar acum idei, soluții, variante. Pești. Clarificări în relația cu omul iubit. Consultări cu partenerul de afaceri. Ceva bun se întâmplă. Dispar bănuieli. Revine comunicarea așa cum ar trebui să fie. Sunteți cumva favorizați de astre în aceste zile. Primiți niște vești bune, apar niște resturnări de situații în favoarea voastră sau cine știe ce alte lucruri bune se întâmplă.